Ne întrebam aici cu fratele Sorina din Iauri, oare de ce în seara aceasta n-au venit bilete la Ambron? Eu am un răspuns, nu știu dacă este cel adevărat. Probabil că v-ați gândit că dacă veți trimite bilete, fratele Iosif o să facă iarăși greșeala pe care o face des de o vreme încoace și va depăși timpul rânduit. În loc să încheie la ora 8:00, se va duce până la 8:04, 8:07 sau mai știu eu cât. Vreau să vă spun că am de gând să mă strădui să îndrept această scăpare și să respect timpul pe care îl avem rânduit pentru închinare. Domnul să mă ajute și pe mine și dumneavoastră să vă dea răbdare multă. Aș vrea să vă spun iarăși încă de la început că în seara aceasta ziceam că va ajunge în mijlocul nostru un frate venind de la Kitchener, dar am aflat aici că nu mai vin frații de la Kitchener, trebuiau să vină doi până la urmă, musafirul și șoferul, nu mai vin pentru că drumul se pare că este destul de greu și la părtășie de dimineață au avut o sărbătoare a bisericii, un botez în apă și au hotărât că rămân acolo până la încheiere și apoi era prea târziu să pornească pe un drum de iarnă până la Montreal. Dincolo de toate, aș vrea să vă spun că indiferent cu ce ați venit, cu ce gând ați venit în după masa aceasta în casa lui Dumnezeu, indiferent cu ce gând mă ascultați, doresc din toată inima ca Dumnezeu, fără excepție, să vă binecuvânteze pe toți. Am spus indiferent cu ce gând mă ascultați, pentru că am și ascultători care mă urmăresc cu gândul să vadă dacă mă duc bine pe cale. Și vreau să le mulțumesc pentru că știind acest lucru, asta mă obligă de multe ori să-mi cântărez bine argumentele, afirmațiile și zic din toată inima pe acești frați care mă ascultă în felul acesta, Dumnezeu să-i binecuvânteze de două ori. Amin. Amin? Amin. Amin. În seara aceasta am citit un cuvânt foarte bine cunoscut pe care Apostolul Pavel îl scrie bisericii din Corint. Și aș vrea să vă spun că de câte ori mă aplec în cercetarea asupra acestei epistole, sunt impresionat să înțeleg cum Dumnezeul nostru înțelept, bun, puternic, știe să transforme o înfrângere aparentă, o stare nepotrivită, într-o binecuvântare pentru alții. Pentru că problemele bisericii din Corint probabil că au necăjit pe credincioșii sinceri de acolo. Dar Apostolul Pavel, scriind o scrisoare de răspuns, dând răspuns la problemele cu care se confrunta biserica, a alcătuit, dacă vreți, un manual al bisericii. Și Duhul Sfânt a hotărât ca aceste cuvinte pe care le-a pus cândva în mintea și în inima lui Pavel să rămână scrise pentru ca să fie o binecuvântare pentru creștinătate. Unele din bisericile locale de-a lungul vremii s-au lovit cu o parte din problemele acestea, altele cu altă parte, dar în această epistolă către Corinteni, în cea din tâia mai cu seamă, sunt răspunsuri și soluții pentru problemele cu care se pot confrunta bisericile și creștinii ca persoane de-a lungul vremurilor și iarăși zic că îl binecuvântez pe Dumnezeu că ne-a pus la îndemână o asemenea scriere. Prima parte a capitolului pe care, din care am citit se vorbește despre o anume situație neplăcută, nepotrivită din biserică, o situație creată nu de către vizitatorii care au trecut pe acolo. Pavel îl numește pe vreo doi dintre ei, îl numește pe Chifa, îl numește la un moment dat pe Apollo, și Pavel își dă seama că problema au creat-o nu vizitatorii, ci membrii bisericii locale, care s-au divizat în funcție de preferințe pentru unul sau pentru altul. Apostolul Pavel se folosește de două imagini în acest capitol 3 din 1 Corinteni pentru a corecta lucrurile acestea din biserică. Și prima imagine este imaginea unui ogor
Cea de-a doua imagine este imaginea unei clădiri, a unei construcții, a unui batimon, ca să fiu și mai bine înțeles. În prima imagine, Pavel vorbește despre biserică asemuind-o cu un ogor. Ogorul este, dacă vreți, o bucată de pământ lucrată de stăpânul ei sau de stăpânul lui, cum preferați, pentru ca să aibă stăpânul de acolo un câștig. Vara care a trecut, mama ne-a vizitat și a stat la noi 4 luni și după ce problemele zilei mai încetau, găseam un timp să stau de vorbă cu ea și poate era 1 ceas și jumătate, 2 ceasuri seara, până spre miezul nopții, era ostenită, dar îi făcea plăcere și ei și îmi făcea plăcere și mie să vorbim despre satul în care am văzut lumina zilei. Un sat înconjurat de coline, lucrate bine și frumos pe vremea când eu eram copil. Și o întrebam pe mama despre sat, despre oamenii din sat. I-am luat pe rând, pe număr de casă. Ne-am dus pe ulița mare, ne-am întors pe ulița mică, mi-am vorbit despre toți, am aflat și lucruri triste, mulți au plecat la cele veșnice. Și am fost tare mâhnit să aflu că zona aceea care înconjura satul meu natal, eu aș zice cel mai frumos sat din partea aceea de țară, a ajuns să fie nelucrată. Și îmi spunea mama, ogoarele au rămas ca niște bălării. Și te invita foarte mult dacă le-ai vedea acum. Biserica este asemuită cu un ogor, dar este un ogor de care se ocupă cineva cu dragoste. Un ogor pe care cineva lucrează cu dragoste. Și stăpânul acestui ogor este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Amin. În ogorul acesta au ajuns slujitorii lui Dumnezeu și Pavel numește, cum am spus, pe câțiva. Și Pavel le spune fraților, nu faceți o comparație între ei. Pentru că ei sunt slujitorii lui Dumnezeu și colaborează. Ce face unul se armonizează, se completează cu ceea ce face altul. Și e nevoie și de lucrarea unuia, e nevoie și de lucrarea altuia. Dar cel ce face ca totul să crească, să propășească, să aducă rod, acela este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Amin. Biserica de acolo, sau unii din frații din biserica de acolo, văzuseră în vizitatorii bisericii niște posibili lideri în jurul cărora s-au polarizat. Unii l-au preferat pe Apostolul Petru, alții l-au preferat pe Apol, alții l-au preferat pe Pavel, alții, socotindu-se mai duhovnicești decât toți ceilalți, au spus, noi nu suntem nici al lui Petru, nici al lui Apol, nu suntem nici al lui Pavel, noi suntem al lui Hristos. Și explicația aceasta sună foarte frumos. Pavel spune că toți acești slujitori care au trecut pe acolo, sunt slujitorii lui Dumnezeu și colaborează împreună în ogorul acesta. Cu privire la Petru, sunt încredințat că Apostolul Pavel a avut o părere bună. L-a apreciat pe Apostolul Petru și în dreptul Apostolului Petru, Pavel n-ar fi avut probabil niciodată semne de întrebare. S-a întâmplat o situație în care a văzut în viața lui ceva de mustrat. Și atunci când a văzut situația aceea, s-a dus la el, l-a mustrat deschis, pe față, așa cum astăzi nu se mai poate face prin biserici, pentru că nu s-a supărat pe el și între ei a fost o relație bună. Dacă veți citi capitolul al doilea din Galateni, veți vedea că după 14 ani de la întoarcerea lui Pavel la credință, el în urma unei vedenii merge la Ierusalim. Și simte nevoia să-și compare Evanghelia pe care o propovăduiește cu Evanghelia pe care au primit-o aceia care au trăit în prezența Domnului Iisus. Și Pavel își prezintă mesajul lui în fața apostolilor și mai cu seamă în fața celor care erau considerați stâlpei bisericii și între ei îl numește și pe Petru. Pavel știe că Petru are o Evanghelie sănătoasă, de aceea și-a verificat-o pe a lui cu a lui Petru și a constatat că
merg împreună, cântă în aceeași gamă. Cu privire la Apollo, de asemenea, cred că Pavel a avut referințe bune. Despre bărbatul acesta găsim scris în Faptele Apostolilor, că era originar din Alexandria, un centru în care iudaismul avea foarte mulți reprezentanți. Era foarte influent iudaismul. În cetatea aceea se punea mult accent pe școală, pe învățătură. De aceea, în fapte, se spune despre Apollo că el era învățat. Omul acesta era un om educat. A ajuns în Efes, predica acolo cu putere, dovedind iudeilor și celor ce voiau să-L asculte că Iisus este Hristosul. Și în slujirea Lui, El folosea abundent Scriptura și se pare că și avea un dar al vorbirii, adică se exprima plăcut, era o plăcere să-L asculți. Însă, vedeți dumneavoastră, Aquila și Priscila ascultă pe bărbatul acesta, sunt impresionați și ei de felul în care slujește, de cunoștințele lui, de râna lui, dar l-au luat pe lângă ei și l-au învățat cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Mai erau lucruri pe care omul acesta, cu toată educația lui primită într-un centru cultural, probabil al treilea sau al patrulea din Imperiu, Alexandria, omul acesta încă mai avea nevoie să mai învețe câte ceva. Și ce-i frumos este că Apollo acesta se lasă învățat. Era un om educat, un om învățat, dar un om care încă se lasă învățat. Și când găsește că poate să mai adauge ceva învățăturii lui, este deschis pentru învățătură. Îmi duc aminte că am participat la Convenția Bisericii Române Penticostale din Statele Unite și din Canada, la ediția care s-a ținut la Chicago recent. La un moment dat, nu mai țin minte la care dintre întâlniri am simțit nevoia să ies afară. Mă așezasem undeva sub o ventilație gură de asta de aer și de când mi s-a mai rănit izolația, mă cam deranjează aerul tare. Am ieșit pe hol și am stat de vorbă cu fratele John Terzapa, cel care e director al școlii Sola Scriptura. La un moment dat, fratele a plecat și m-a lăsat acolo la stand. Zice, mă întorc imediat. În timp ce stăteam acolo, aveam o carte dintre astea pe care le-am mai scris și le-am tipărit. Cât era vorba despre manual de catecheză, era pe stand acolo. Vine un tinerel, se oprește, se uită la mine, se uită pe stand, se uită la cartea aceea și zic că e o carte care cuprinde mănunchiul învățăturilor de bază ale Bibliei, așa cum le înțeleg penticostalii. Mă privește așa cum aia de superioritate și îmi spune, auzi, eu scriu cărți de astea, măi. Ok, dacă ești așa de învățat și scrii, scrie, frate, Domnul să te ajute. Și a plecat. Mă gândeam la Apollo acesta, un om învățat, care se lasă învățat de cei doi, de Aquila și Priscila. Și la un moment dat își exprimă în fața fraților dorința de a trece peste mare, pe continentul ăsta, la european, în Ahaia, și ținta lui era Corintul. Și citește în fapte despre el că a ajuns acolo și prin harul lui Dumnezeu, el a ajutat mult pe frați, întărindu-i în credință și dovedind tuturor că Iisus este Hristosul, slăvit să fie Domnul. Amen. Ce vreau să spun cu aceasta este că omul acesta, dacă a ajutat, și Biblia spune că a ajutat, el a ajutat prin harul lui Dumnezeu. Dacă s-ar fi dus numai cu învățătura lui, dacă s-ar fi dus numai cu abilitățile lui oratorice, dacă s-ar fi dus mânat sau echipat cu alte lucruri care izvorând din firea pământească sau din educația pe care ar fi dobândit-o prin școli, eu cred că n-ar fi ajutat foarte mult. Pentru că afirmația este foarte clară. Prin harul lui Dumnezeu a ajutat. N-aș vrea să creadă cineva că eu sunt împotriva învățăturii.
Eu i-aș îndemna pe toți tinerii să învețe teologie, dar să țină minte întotdeauna că ceea ce este de folos nu sunt cunoștințele, ci este harul care trebuie să ne însoțească. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, vedeți, și Pavel zice, după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, Pavel a fost probabil mai învățat chiar decât Apolo acesta. Pavel se spune despre el că în cetatea natală, în Tars, el a primit o educație bună și învățătorii de acolo, văzând în el un potențial deosebit, i-au spus tatălui lui, probabil, tânărul ăsta are potențial. El poate deveni o personalitate în sânul religiei noastre. Dați-l, faceți un efort, dați-l la o școală mai înaltă. Și Saul, pentru că așa-l chema atunci, a ajuns să studieze în Țara Sfântă, la picioarele lui Gamaliel. Era cel mai de seamă învățat al vremii. Dar Pavel va spune întotdeauna, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. El niciodată n-a pus preț sau accent pe altceva, ci pe harul lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, când mutăm accentul pe ceea ce nu e important, noi avem numai de pierdut. Accentul trebuie pus întotdeauna pe harul lui Dumnezeu. Și vă îndemn și vă sfătuiesc cu toată dragostea, rugați-vă pentru predicator, rugați-vă pentru cântăreți, rugați-vă pentru recitatori. Pentru ca toată slujirea lor să fie însoțită de harul lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu e însoțită de harul lui Dumnezeu, ei pot să ne țină predici până mâine dimineață, că nu ne sunt de folos. Ei pot să ne copleșească cu profunzimea cunoștințelor lor, cu subtilitățile lingvistice, cu analize, cu exegeză. Dar dacă nu e și harul, nu se ajunge la rezultat. Spunea autorul Epistolei către Evrei, capitolul 13, al acelei scrie, căci inima se întărește prin har. Sufletul omului se întărește prin har. De aceea vreau să punem accentul întotdeauna pe harul lui Dumnezeu și vă mărturisesc că mă bucur că frații au ales un asemenea subiect pentru conferința pe care o vom avea cu ajutorul lui Dumnezeu în luna mai la Chișinău. Apostolul Pavel zice, după harul lui Dumnezeu, adică nu în urma harului, ci în armonie cu harul acesta pe care l-a căpătat el, el ca un meșter zidar înțelept a pus o temelie. Și un altul vine după el și clădește deasupra, dar fiecare să ia seama bine cum clădește. Aici sunt foarte multe lucruri, eu le voi aminti așa mai pe scurt, dar dumneavoastră sunt convins că mă veți înțelege. Pavel zice, eu am pus temelia și apoi zice, un altul clădește deasupra. El nu se consideră pe sine întemeietorul bisericii, acela care singur a realizat biserica din Corint. El știe că lucrarea lui acolo a fost o lucrare parțială și că la lucrarea lui vor veni alții și vor adăuga. Că nimeni n-ar putea spune vreodată că biserica din Arad, dau un exemplu, este biserica lui, că el a făcut-o. Nu. Noi toți lucrăm împreună în măsura harului pe care l-am căpătat de la Domnul. Și Pavel spune, am pus o temelie. Și altul clădește deasupra. Dar nimeni, spune Pavel, nu poate să pună o altă temelie decât aceea care a fost pusă și care este Iisus Hristos Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Eu știu că în seara aceasta nu vă spun noutăți. Lucrurile pe care vi le spun, dumneavoastră le știți, eu vi le reamintesc. Vreau să vă spun că Dumnezeu, prin profetul Isaia, vreo 750 de ani înainte, a făcut o promisiune că va pune o piatră în Sion, o temelie puternică. Isaia, capitolul 28, versetul 16, dacă vreți să urmăriți, dacă nu îl puteți găsi și acasă. Când citim, totuși dă mai multă autoritate cuvintelor pe care le rostim noi. Ziceam Isaia 28 cu versetul 16.
folosesc Biblia de la amvon și din motivul că are litere mai mari decât Biblia personală. Aici Dumnezeu zice așa, citesc finalul versetului anterior. Dacă veți zice, avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna, de aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, pun ca temelie în Sion, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă. Există și un alt cuvânt în Psalmul 118, versetul 22, care poate fi legat de această promisiune făcută prin profetul Isaia. Nu știm cine a scris Psalmul 118, după modul de exprimare pare să fie David, dar nu avem certitudinea. Dacă David a scris acele cuvinte, înseamnă că le-a scris înaintea lui Isaia. Dar cele două mărturii merg împreună și vorbesc despre o lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o. Și, interesant că în psalm se lasă de înțeles că ceea ce trebuiau să folosească piatra aceea de preț, piatra aceea importantă, piatra din capul unghiului, când au văzut-o, n-au știut ce cu ea și au pus-o deoparte. Haideți să citim și Psalmul 118, versetul 22. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Avem o expresie în Biblie, piatra din capul unghiului, care a dat multă bătaie de cap predicatorilor. Au încercat să o explice în fel și chip. Eu însumi am auzit câteva explicații și tânăr fiind, n-am știut care este cea mai bună. Au fost unii predicatori care au spus, piatra aceasta este piatra care se așează în colțul unghiului, de acolo vine și numele, și în funcție de care trebuie să aliniate toate celelalte pietre din zidire. Nu i-am putut contrazice pentru că nu știam nici pe departe că știau ei. Pe alții i-am auzit spunând că piatra din capul unghiului ar fi o piatră cioplită într-un anume fel, având o geometrie foarte interesantă și care se pune acolo sus, în vârf, care trebuie să țină cum ar fi două părți ale acoperișului la oaltă. Că piatra aceea este așa construită încât ea, dacă vreți, leagă cumva părțile acelea ale acoperișului. N-am înțeles. Nici pe ăștia nu i-am contrazis că știau mai mult decât mine, cel puțin în domeniul practic. Însă, când mă uit că e vorba despre o temelie, și când mă uit și înțeleg că e vorba despre piatra din capul unghiului, aproape că înclin să cred că piatra aceea se pune la temelie. Acum, adevărul e că, de-a lungul vremii, în sinagogi, învățătorii, cărturarii din poporul lui Dumnezeu, s-au străduit să înțeleagă semnificația acestor lucruri și le-au explicat și ei. Probabil că le-au explicat predicatorii pe care am auzit eu. Dar încă n-aveau cheia la asta. Și a venit o zi când Iisus se găsea în templu. Matei, capitolul 21. În capitolul acesta se vorbește despre intrarea festivă a Domnului Iisus în templu. În ziua următoare, Iisus se găsea din nou în templu, pentru că Domnului Iisus niciodată nu i s-a părut prea mult să meargă zi după zi în casa lui Dumnezeu. Cei care găsesc în asta o povară, ceva greu, neplăcut, poate că ar trebui să-și revizuiască un pic atitudinea. Deci a doua zi, Iisus se găsea din nou în templu și au venit la el preoții cei mai de seamă, bătrânii poporului și l-au asaltat cu o întrebare. Și întrebarea aceasta, Iisus învăța norodul, dar oamenii aceștia au venit peste el și l-au determinat să se oprească din învățătură pentru că i-au pus o întrebare. Și l-au întrebat, cu ce putere faci toate aceste lucruri? Și Domnul Iisus s-a uitat la ei și le-a pus și el o întrebare. Am și eu o întrebare pentru voi. Dacă nu veți răspunde la ea, am să vă spun cu ce putere fac eu. Dacă nu veți răspunde, nu vă răspund.
și a întrebat despre botezul lui Ioan. Știți toată istoria. Le-a spus pilda cu tatăl care avea doi fii, apoi le-a mai spus încă o altă pildă și în versetul 42, Domnul Iisus le oferă interlocutorilor lui, cărturarilor, oamenilor acestora de frunte, le oferă cheia înțelegerii acelui pasaj din Psalm. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut lucrul acesta și este minunat în ochii noștri? N-ați citit aceasta? O citiseră. Dar Domnul Iisus voia să-i ajute să înțeleagă că El este piatra din capul unghiului și El este temelia despre care vorbise Dumnezeu prin profetul Isaia cu sute de ani înainte. Apostolul Pavel, pe unde s-a dus? Și vă reamintesc, a vizitat foarte multe cetăți. El întotdeauna a avut același mesaj. În unele locuri, el a stat mai mult. În Efes, de bună oară, se pare că a stat vreo 3 ani. În Corint, se pare că a stat un an și jumătate. În cele mai multe din biserică, din cetățile pe care le-a vizitat, a stat mult mai puțin. 3 sabate, 2 sabate, poate un sabat. De regulă, se întâmpla ca cei din neamul lui se ridicau împotriva lui. Pentru că el îl propovăduia pe Iisus. Și cei din neamul lui nu puteau să accepte asta. Ei erau sprijinitori ai legii și nu puteau să accepte învățătura lui Pavel despre Iisus. Evanghelia, dacă vreți. Și Pavel în multe locuri a stat foarte puțin. Și a putut doar să pună temelia. De aceea el spune aici, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia. Și vor veni alții și vor clădi. Pe temelia aceea se va clădi. Câtă încredere avea Pavel în Dumnezeu că va trimite pe alții să continue lucrarea. Și Dumnezeu a trimis, slăvit să fie Domnul. Amin. M-am întrebat, Pavele, l-aș fi întrebat pe Apostolul Pavel, Pavele, dacă ai fost în cetatea asta și de acolo te-au scos cum te-au scos, te-au fugărit, te-ai dus în cetatea respectivă, ai adus același mesaj și din nou te-au fugărit, ai ajuns în a treia cetate și te-ai ținut de același mesaj, de aceeași Evanghelie, de același Hristos și iar te-au fugărit. Pavele, n-ai fi putut cumva să-ți adaptezi mesajul preferințelor locului? Mulți predicatori, să știți că fac asta și n-au nicio problemă de conștiință. Se uită la ascultători și le predică o Evanghelie pe care ei s-o poată accepta. De dragul de a rămâne acolo în față, de dragul de a avea salariul asigurat, cine știe din câte alte motive, predică o Evanghelie adaptată gustului ascultătorilor. L-aș întreba pe Pavel, Pavele, oriunde te-ai dus, tu te-ai dus cu același mesaj și ai fost fugărit câteodată ca un făcător de rele, zdrobit sub loviturile de pietre. Eu cred că Pavel mi-ar spune, aceasta e singura temelie, nu poate fi pusă alta. Pentru temelia aceasta, Apostolul Pavel a suferit. Hristos este temelia și nimeni, spune Pavel, nu poate pune alta. Indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent câți ani ar trece, nu poate pune nimeni o altă temelie. E singura temelie care garantează preinicia clădirii. Eu nu sunt un expert în arhitectură, dar știu că rezistența unei clădiri este în foarte mare măsură determinată de rezistența temeliei. Dacă are o temelie slabă, pot să fie armături în pereți oricât de multe. Dacă are o temelie puternică, ea rezistă la încercări. Biserica Domnului are ca temelie pe Domnul Iisus. Aș vrea să vă spun că în Biserica Domnului, de-a lungul secolelor, au lovit furtuni foarte puternice și perioada care stă în fața noastră se anunță, din punct de vedere meteo-spiritual, tot o perioadă cu furtuni, poate mai puternice decât acelea care au fost înainte, că oamenii de astăzi au mult mai multe mijloace decât au avut dușmanii bisericii în vremurile de dinainte. Dar aș vrea să vă garantez un lucru și ascultați-mă bine.
Câtă vreme Biserica Domnului rămâne pe temelie, adică pe Iisus Hristos, ea este biruitoare. Nu există furtună care să o prăbușească dacă ea rămâne pe temelie. Primejdia apare atunci când ea se mișcă de pe temelie. Și cred că este înțelept din partea noastră să avem grijă întotdeauna să rămânem pe temelie. Apostolul Pavel a vorbit apoi despre cei care vin și clădesc pe această temelie. Revin la pasaj, rămăsesem cu Biblia deschisă în cartea profetului Isaia. Apostolul Pavel vorbește despre cei care continuă lucrarea. Dacă este o temelie și temelia aceasta este puternică, Pavel avertizează pe toți slujitorii. Și avertizmentul acesta este valabil și pentru mine. Și pentru toți slujitorii pe aici. Pe temelia aceasta nu se poate clădi oricum. Și nu se poate clădi orice. Dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, înfrestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului va face cunoscută și se va descoperi în foc. Și focul va descoperi cum este lucrarea fiecăruia. Sunt menționate aici câteva materiale de construcție. Și am ascultat cu vreo 25 de ani în urmă pe un frate din Arad, vorbind din pasajul acesta, și am vrut să văd cum explică partea aceasta cu materialele de construcție. Spunea că unele din materialele acestea cresc la suprafața pământului, iar altele sunt extrase din pământ. Explicația suna frumos. Lemnul, plumbul, prestia, astea sunt materiale care cresc deasupra pământului, la suprafață. Celelalte, oamenii le găsesc în adâncimile pământului, căutând, muncind pentru ele. Aurul, argintul, pietrele scumpe. De asta nu le găsești pe drum. Pe vremea lui Solomon găseai argint pe stradă, poate. Un alt predicator spunea că unele lucruri din acestea izvorăsc din firea pământească, iar altele din Duhul lui Dumnezeu. Eu m-am uitat și ceea ce văd ca diferență între cele materiale amintite aici este caracterul lor, dacă arde sau dacă nu arde. Aurul îl pui în foc și arde din el doar zgura, dacă este. Dar când îl scoți din foc, el este aur curățit. Nu știu pietrele nestemate, pietrele scumpe, cum se comportă în foc. Argintul, el este curățit de acolo. Dar atunci când pui în foc lemn, fân sau prestie, s-au dus, se fac cenușă. Și Apostolul Pavel aici trage un semnal de alarmă cum construim pe această temelie. Eu aș vrea să mai revin cu o completare. Poate că v-a întrebat cineva, dar cum este posibil ca o biserică să schimbe temelia? Am un exemplu din Biblie. În Fapte, capitolul 15, se vorbește, toți știm lucrul ăsta, despre primul consiliu din Ierusalim. Biserica din Ierusalim a avut un consiliu. Numai că motivația pentru care a fost organizată această întâlnire este prezentată la începutul capitolului. În Antiohia, Pavel și Barnaba slujeau biserica locală. Și în biserica aceea au venit un grup de frați din Iudeia. Și apoi dacă sunt din Iudeia, cum să nu-i pui la ambon? I-au pus la ambon. Nu-i cunoșteau. Numai atâta știau despre ei că vin din Iudeia. Ce fel, cum sunt, de la ce biserică vin, n-aveau în spate nicio recomandare. Vom afla mai târziu. I-au pus la ambon. Și oamenii aceștia au început să învețe biserica din Antiohia că nu-i destul să crezi în Hristos ca să fii mântuit, că la credința în Hristos trebuie neapărat
să primești și tăierea legii după rânduiala, după rânduiala lui Moise. Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să primești și tăierea împrejur. N-ai tăierea împrejur și ești numai cu Iisus, nu ești mântuit. I-au ascultat mulți, dar Pavel și Barnaba s-au sesizat. Și cu oamenii aceștia au avut un viu schimb de vorbe, zice autorul cărții, un viu schimb de vorbe și de păreri. Și Pavel și Barnaba au ținut-o pe partea lor. Ăia, probabil că erau mai mulți decât ăștia doi, în fața bisericii a fost o dispută teologică. Și până la urmă, biserica din Antiohia alege să trimită la Ierusalim o delegație. Vreau să vă subliniez acest lucru. Era o problemă foarte importantă, care, dacă s-ar fi rezolvat în mod greșit, ar fi dus la catastrofă, la scufundarea bisericii din Antiohia. Dacă s-ar fi rezolvat corect și sănătos, ducea la întărirea bisericii. Și oamenii aceștia discută în fața bisericii și biserica nu știe ce să creadă. În paranteză vă spun, biserica a înregistrat atunci o pagină jenantă, penibilă. Și de ce spun asta? Pentru că Pavel și Barnaba erau oameni dintre ei. Oameni pe care biserica îi cunoștea. Oameni despre care Duhul Sfânt nu cu foarte multă vreme înainte depusese mărturie. Erau doi din cei cinci descriși în Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 1. Despre ei Duhul Sfânt a spus bisericii, puneți-mi deoparte pe bărbații ăștia. Și biserica avea din partea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, confirmare că bărbații ăștia, dintre ei, sunt vase ale Domnului. Ei pleacă în prima călătorie misionară, se întorc după o vreme, mărturisesc în fața bisericii, dau raportul. Biserica aude lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut prin mâinile lor, prin slujirea lor și biserica se bucură. Și acum când vin niște străini, care vorbesc amăgitor, care spun că sunt din Iudeia, biserica ajunge să pună la îndoială cuvântul celor doi, care erau dintre ei, contra cuvântului unor necunoscuți, despre care biserica, repet, nu știa nimic, doar poate că vorbeau frumos. Dacă aș fi fost în locul lui Pavel, probabil că aș fi zis, îmi dau demisia. Vin niște oameni, niște străini printre noi și dintr-o dată biserica le oferă mai mult credit decât nouă slujitorilor locali, îmi dau demisia. Dar Pavel nu își dă demisia. Pleacă din Antiohia o delegație la Ierusalim, acolo se adună biserica, frații toți, surorile, nu știu. Cred că în expresia frați sunt cuprinse și surori care au venit să asculte, să învețe poate. Cert este că atunci când a fost pusă problema bisericii din Antiohia în fața bisericii din Ierusalim, primii care au luat cuvântul au fost niște farisei care primiseră și Evanghelia. Dar problema a fost că inima lor n-a fost curățită de practicile, gândurile, învățăturile de dinainte, pentru că încă le mai aveau acolo, le-au pus numai deoparte. Și au primit Evanghelia, au fost lipiți bisericii. Și acum ăștia-s primii. Ei trebuie să tacă. Dar ăștia-s primii care sară în sus și spun da, trebuie să primească neamurile și tăierea împrejur. Ce bine că Duhul Sfânt îl îngătește pe Petru să ia cuvântul. Petru vorbește, după el vorbește Iacov. Și acum vă rog să fiți luare aminte. Toată discuția de atunci se concluzionează cu o scrisoare, cu un fel de epistolă. În vremea aceea, scrisorile se chemau epistole. Să nu surprindă pe nimeni cuvântul acesta. Scrisorile se chemau epistole. Și se scrie o scrisoare din partea bisericii din Ierusalim către biserica din Antiohia. Și Iacov zice așa în scrisoarea aceasta, căci s-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă. Mă surprinde pentru că în toată discuția de acolo nu s-a ridicat nimeni să spună așa vorbește Domnul. Dar Apostolul Iacov, stâlpul bisericii din Ierusalim, are îndrăzneala să scrie s-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă. Pentru că el a fost conștient că Duhul Sfânt a fost în controlul lucrurilor. Atât de tare a fost convins de lucrul acesta încât l-a așternut în scris. Și
așa biserica din Antiohia primește răspunsul care o vindecă în momentul acela de slăbiciune, de incertitudine. Am spus în alte împrejurări că prin România veneau mulți din Occident, deși în România aveam predicatori foarte buni și îmi făcea plăcere deosebită să-i ascult, aveau ce să spună din Cuvântul lui Dumnezeu, unii dintre ei, chiar dacă nu aveau școală, dar aveau atâta călăuzire și ungere din partea lui Dumnezeu. Și dacă venea cineva din Occident, sunt Glen și sunt șoferul de pe tirul care v-a adus ajutoare. Și biserica era amin și aleluia. De parcă, să zicem, calitatea de șofer zidea biserica locală. Eu m-am tot minunat la lucrurile astea. Și aveam frați care puteau să spună mai multe lucruri frumoase și adânci și folositoare din cuvânt decât tinerelul care venise din Suedia cu tirul ajutoare. O situație la care am fost marcă ocular și care nu mi se prea șterge din memorie. Fiecare, spune Pavel, să aibă grijă cum zidește. Sunt slujitori care fac lucrarea lui Dumnezeu mânați de o motivație nepotrivită. Și pot să desfășoare activitatea o viață întreagă. Și nimeni să nu știe că lumea lor n-a fost atât de mult dragoste pentru Dumnezeu, cât plăcerea de a se auzi. De a apărea pe internet. Va veni însă o vreme când toate lucrurile acestea vor fi date pe față. O vreme a surprizelor. Dar dacă Dumnezeu le îngăduie, le suportăm și noi. Numai că trebuie să fim atenți. Fiecare dintre noi poate de spune, cuvântul acesta se potrivește numai pentru slujitor. Aș vrea să vă spun că toți suntem chemați să fim ziditori, zidari împreună cu Domnul Iisus. În locul în care noi suntem așezați, toți avem ceva de făcut. Lucrarea mea, lucrarea dumitale, lucrarea dumitale. Și dacă nu izbește privirile, trebuie să fie o lucrare care se leagă în lucrarea mare de ansamblu. Înaintarea Împărăției lui Dumnezeu. Ai putea ca predicator, dacă ajungi pe la un amvon al vreunei biserici, să folosești un mesaj istorioare peste istorioare. Să le spui la frați lucruri care s-au petrecut pe nu știu unde și pe nu știu unde și ești convins că cei mai mulți nu le vor verifica. De obicei, lucrurile acestea sunt primite de către ascultători. Multe din cele câte ni se spun sunt foarte discutabile. Dar dacă vine un predicator și ne vorbește numai din Cuvântul lui Dumnezeu, și Cuvântul lui Dumnezeu este încercat. Un argint lămurit în foc, spune autorul cărții Proverbelor. Ăsta este cert. Stă scris, Scriptura nu poate fi desființată. Nu poate fi. Asta nu știu adversarii Bibliei. Frații mei, surorile mele, pe ce ne clădim credința? Pe istorioare? Pe experiențe? Pe musafiri care ne vizitează ocazional și se dau drept ceea ce nu-s? Poate că ating un lucru foarte sensibil, dar îl voi spune totuși, pentru că știm că este necesar. Dacă se anunță că vine un frate, Georgescu, numiți-l cum vreți, e proroc în România. De ce prețuim mai mult decât pe cei pe care Dumnezeu i-a lăsat între noi? Vine și ne adună într-o marțiară și se umple biserica. Și vine un alt frate care vorbește din cuvânt. Numai din cuvânt. Și dacă stă o săptămână, la o săptămână de evangelizare, biserica nu se umple. Duminicile, da. Dar în timpul săptămânii, nu. Nu cumva prețuim fânul, lemnul, prestia mai mult decât pe Cuvântul lui Dumnezeu? Aș vrea să vă spun, frații mei, va veni o vreme când lucrarea fiecăruia va fi dată prin foc. Eu nu să încerc în seara aceasta să vorbesc despre focul acela și despre ziua aceea. Dar un lucru este cert. Vine testarea lucrării fiecăruia.
Când mă gândesc la lucrul acesta, să știți că mai îmi pierde curajul de a predica. Când mă gândesc la lucrul acesta, și dacă totuși va trebui să o fac și pe mai departe, am să rog pe Dumnezeu să mă călăuzească El, să nu spun vreun lucru pentru care va trebui în ziua aceea să dau socoteală. Mă opresc la aceste cuvinte pentru că v-am promis că voi respecta timpul Lui Dumnezeu, pe toți să ne binecuvânteze, să așezăm o temelie bună a vieții noastre și pe temelia aceasta să construim, să zidim numai ceea ce are preț și valoare. Amin. Amin. Când am fost ultimat în Chicago, acolo la fiecare întâlnire a bisericii se dă programarea cine predică, poate chiar tema despre care predică, cine cântă, despre ce cântă și este programul, făcut tot programul. Și am fost foarte surprins să văd că toate întâlnirile de duminică seara se încheie la 8:30, deci nu cred pe cunatul care era în demnă, adică la 8:30, de tot timpul a fost până la 8. Ce mă sorim, atâtea discuții au fost că s-au întârziat 5 minute peste ora 8, că fratele Cristionescu, de ce de acum acolo se termină la 8:30. De fiecare dată e termină la 8, 8:05, 8:10, 8:15, dar Cristionescu mai îl bădeai de cap cu nimeni. Eu știu și înțeleg că sunt familii care au copii mici, care se grăbești, care merg, încep de dimineață la școală. Și am ei încep de foarte dimineață la școală și Domnul se vine cuvintele și pe ei. Domnul să binecuvânteze și pe noi și să înțelegem că va fi o judecată a răspătirilor. O judecată a răspătirilor. Noi toți credincioșii vom merge acolo. Zice că judecata lui Dumnezeu stă să înceapă și începe de unde? De la casa lui Dumnezeu, de la noi. Domnul să ne ajute să zidim lucruri care au valoare. Lucruri prin Duhul Sfânt și nu prin paie și trese. Domnul să binecuvânteze pe toți. Amin. Voi mi să vă ridicați în picioare și cred că la cuvântul din seara aceasta am putea fiecare să ne cercetăm înaintea Domnului și doresc totodată să ne încredințăm înaintea Domnului pentru săptămâna care a venit astăzi. Ca Domnul să fie de partea noastră, să ne binecuvânteze, să ne întărească săptămâna aceasta. Amin. Ne rugăm cu toții.